Bună tuturor! Bine ați venit la Servici! Astăzi o să fac un filmuleț în care o să vă prezint produsele de curățat în casă și produsele de igienă personală care le-am terminat în luna martie. Înainte de a trece la treabă, vreau doar să vă spun că nu am un produs pe care să-l cumpăr, să fiu nebunită după el. Adică, vai de mine, l-am terminat și data viitoare tot pe ăla să-l cumpăr. Ar fi două dintre ele, deci ca să nu fiu chiar așa de radicală, două pe care le folosesc frecvent, pentru că pentru mine mă ajută foarte mult în procesul acesta de curățenie și pe care o să vi le prezint chiar primele. Este vorba, în primul rând, de acesta, care este un detergent de curățat mobila, de curățat lemnul, pe care eu îl folosesc cu foarte mare succes la curățat ușile. Am uși de culoare închisă, care orice pată, orice deget se cunoaște. Evident, după ce îl folosesc, rămân curate, dar imediat se și murdăresc. Deci, sunt mulțumită că dă rezultate bune, în special la curățat ușile. Un alt produs care îl folosesc frecvent este acesta, asta, Lizoform, care eu îl folosesc la baie. Sunt mai multe produse din gama asta, pentru spălat pe jos, de degresat, mă rog, diverse alte produse, dar eu îl folosesc numai pe acesta pentru baie, curăță bine și lasă un miros de curat în urmă. Eu sunt foarte mulțumită de el și, ca urmare, este ăla care îl cumpăr eu, când îl termin, cumpăr imediat altul. Atât. În rest, celelalte ce pică. Oferte, recomandări de la prieteni, prietene, reclame și așa mai departe, ca toată lumea de altfel. Și să vă prezint produsele care spăl rufele, în primul rând. Acesta, care l-am cumpărat de la Lidl, era în ofertă, e bun, o să-l mai cumpăr dacă mai este în ofertă, așa. Deci dacă îl găsiți la Lidl în România sau, mă rog, în altă țară, puteți să-l cumpărați, că e un produs destul de bun. Apoi, am acesta, pe care auziți cum cad. Așa. Dash este un detergent și acesta bunișor, n-aș putea să spune că e vai de mine extraordinar, e un detergent bunișor, tot în ofertă, la fel, dacă mai este în ofertă, mai cumpăr, dacă nu, nu, așa. Și un produs care eu chiar am fost mulțumită. Și de ce am fost mulțumită? Pentru că este un săpun gel, practic. Asta este foarte bun, eu îl folosesc când spăl rufele lui Adrian. Pentru că el are o dermatită de care nu mai scăpăm și atunci trebuie să am foarte mare grijă cum îi spăl hainele, cu ce fel de haine îmbrac, cu ce fel de detergenți pentru corp folosește. Așa încât ăsta l-am folosit pentru rufele lui Adrian. Tot timpul am în casă un detergent special pentru Adrian. Și asta e destul de bun. Miroase frumos, spală bine, rufele sunt moi, așa. Astea, și eu tot mă aplec pentru că le-am aici jos. Așa, acesta este un balsam de rufe, Vernel se cheamă, îl găsim în diverse, cu diverse arome. Asta este cu argan, dacă nu mă înșel. Ulei de bumbac, flori frangipani. Da, așa. Arată bun, parfumează, asta contează. De fapt, când cumpărăm balsam, de ce cumpărăm? Ca să facă rufele mai moi, mai plăcute și să miroase la fine. Nu, cam asta e ideea. Astea sunt pentru haine. Vă arăt acum pentru vase, acesta, Svelto. Eu încă nu am mașină de spălat vase, dar sper că într-un viitor foarte apropiat să am. Așa încât pentru spălat vase folosesc pe asta, care degresează foarte bine, sunt mulțumită de el. Și dacă îl mai găsesc, îl mai cumpăr, dacă nu, cumpăr altul. Așa. Ma, o să vă arăt câteva produse de igienă personală. Vreau să vă spun șampoane. Noi șampoane consumăm într-o veselie. Eu am șamponul meu, Adrian șamponul lui, soțul folosește săpun și fata ce găsește și de la unul și de la altul. Așa, o să vă arăt șamponul lui Adrian, acesta. De fapt, este un detergent de baie care poate folosi pe tot corpul, dar și pe păr. Vă spuneam că el are dermatita lui proprie și personală, așa, care nu-i permite să folosească orice fel de detergent. Asta e pentru bebeluș. Așa, și îl folosim, nu e că cine știe ce se întâmplă, dar oricum e mai lejer decât celelalți detergenți. Așa. Pentru păr, spuneam, eu folosesc două șampoane, două, am ăsta, care este, zice că la fel e unul de la natural cu fără
parabeni, fără tot felul de șmecherii în el. Într-adevăr, așa este, eu cred, pentru că nu face spumă decât la a doua spălare. Deci dau o dată pe păr cu șamponul și apoi mai dau încă o dată și atunci face spumă și părul simt așa că se umflă imediat. Deci este un șampon cu săpun de marsilia, cu melisă, extracte de melisă, pentru toate tipurile de păr. Eu îl folosesc pentru părul meu foarte bun, în alternanță cu acesta, care mi l-a trimis sora mea din România. Și este pentru, când folosesc ăsta, nu mai încade părul foarte așa cum încădea înainte, iar când folosesc acesta, nu mi se mai îngrașă decât la două zile. Deși eu am păr distrus, care cade, se îngrașă așa mai departe și mă ajută să depășesc momentul nefericit, mă ajută aceste două sticluțe de șampon. Așa, săpunuri de mâini, avem acesta de la Lidl, care l-am terminat. Miroase a cireșe, e bun, așa. Și acesta, care miroase a flori de portocal. Miroase și spală. Aici nu e că au cine știe ce calități. Astea le-am terminat luna care a trecut, martie. Așa, de la Avon, cred, l-am primit cadou ăsta. E un gel de duș, nu e grozav, dar, mă rog, mai are un pic aici, nu cred că îl voi mai termina. Am uitat să vă arăt un detergent pentru paviment, pentru podele, Fabulosul, care îl folosesc la recomandarea surorii mele din România, pentru că până acum nu l-am folosit, dar de când mi-a spus ea că e foarte bun și te-ai trimit și ei, mi-am cumpărat și eu și, într-adevăr, este foarte bun, prețul nu e foarte mare, deci este un produs bun care lasă un miros plăcut în urmă. Dacă aveți ocazia, puteți să-l cumpărați. Așa. Și aș mai avea să vă mai arăt două produse, asta care este un parfum pentru cameră, avea niște bețișoare din alea înăuntru care au dispărut nu știu pe unde, asta și care, scuzați, care lasă un miros de pin, de brad, foarte bun, l-am folosit în perioada sărbătorilor și bradul artificial, alături aveam asta care mirosea a brad și atunci aveam impresia că avem un brad natural în casă. Și ultimul produs, acest borcan, borcă noi de cremă, cetafir, pe care noi îl folosim, la ce credeți, pentru dermatită. Da? O să vă povestesc într-o bună zi prin câte am trecut noi cu dermatita lui Adrian și prin câte mai avem de trecut încă, pentru că el în perioada pubertății acum și totul la el este peste limită, deci cetafir. Și e bun nu numai pentru dermatită, dar e o cremă bună și pentru mâini. Eu după ce îl dau pe el cu cremă, îmi simt și eu mâinile catifelate și mă rog. Dar e o cremă foarte bună. Astea au fost pentru moment produsele pe care le-am folosit noi în luna martie. Sper că în luna aprilie să vin cu altă gamă de produse, pentru că așa cum vă spuneam, nu am produsele mele pe care le iubesc din toată inima, am produse care, mă rog, ca fiecare. Și o ultimă precizare aș vrea să vă fac. Eu sunt mare admiratoare pentru cele care își prepară singure detergenții în casă. Mai folosesc eu din când bicarbonat cu oțet, în special la spălatoare a gazului și a cuptorului și, mă rog, alte substanțe din astea casnice, sarea grunjoasă, iarăși este foarte bună, însă la viteză, când trebuie să te grăbești să faci ceva repede, folosești detergenții cumpărați. Eu asta fac. Așa, încât eu vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit acest filmuleț. Vă invit la următorul, care urmează curând. Vă salut cu mult drag și dacă vreți servici, abonați-vă aici. V-am pupat!